seara, Andrei, o frângere drastică pe terenul Campioanei. Care ar fi concluziile după acest meci? Bună seara! Da, într-adevăr, o înfrângere usturătoare. Față de alte meciuri, astăzi am făcut greșeli individuale și asta s-a văzut. Până la acele greșeli, jocul decurgea așa cum ne propusesem. După aceea, organizarea s-a pierdut. Undeva la 2-0 era normal să ne deschidem, să încercăm să marcăm și noi gol sau goluri. Din păcate, ei ne-au prins pe niște, tot așa, niște greșeli și scorul a evoluat în felul ăsta. Practic, ce ne-a mers în jocul echipei tale? Păi, la rezultatul ăsta nu cred că a mers mare lucru. Adică, la modul de organizare, până, cum ți-am spus, până am primit acele două penaltiuri, cred că am stat bine și n-am dat șanse CFR-ului. Asta ne propuneam, să intrăm cu un rezultat de egalitate, un 0-0, sau să înscriem și apoi să schimbăm un pic introducând un vârf autentic. Planurile au fost date peste cap de acele două penalturi, dar se întâmplă, sunt fost fotbalist și sunt meciuri și de genul ăsta. Important e cum trecem peste acest eșec. El a venit după multe etape în care am fost neînvinși. Le-am spus jucătorilor că așa cum am fost uniți și împreună și toată lumea a fost fericită după victorii și după rezultatele bune, la fel trebuie să fim și acum, să analizăm ceea ce s-a greșit și să trecem mai departe, pentru că la fotbal ai posibilitatea asta de a corecta greșelile și de a spăla rușinea asta în meciul de luni cu Iași. CFR Cluj ți s-a părut mai puternică decât în turul campionatului? Nu, CFR știam că e o echipă puternică. Știam lucrul ăsta, au în componență jucători foarte buni, cu experiență, jucători care fac parte chiar din echipa națională. Au, așa cum ți-am spus, o experiență în cupele europene și ne așteptam să fie un meci greu, dar scorul, cred eu că la scorul ăsta nu mă așteptam. Ok, mulțumim. Vă mulțumesc.